Accident grav pe DN7 în comuna Cotmeana din județul Argeș. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un autoturism în care se aflau 5 oameni a căzut într-o râpă de pe marginea drumului. Automobilul circula dinspre Pitești spre Râmnicu-Vâlcea. Șoferul s-a angajat într-o curbă deosebit de periculoasă când a intrat într-un parapet de protecție din beton, după care a căzut circa 10-12 metri în gol. Toți cei 5 pasageri au fost transportați la spital. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.